Reprezentantul guvernului în teritoriu le-a cerut conducerilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului Județean de Poliție să ia măsurile ce se impun pentru ca procesul educațional din viitorul an școlar să se desfășoare fără evenimente nedorite. Se dorește ca elevii să învețe în școli sigure și să fie feriți de acte de violență la școală sau în preajma unităților de învățământ. I-am rugat pe colegii noștri de la ISU, Inspectoratul de Jandarmi și de Poliție, să ia măsurile corespunzătoare astfel încât să avem asigurată siguranța desfășurării procesului instructiv educativ în toate unitățile de învățământ și rog pe această cale să desemneze cât un reprezentant pentru fiecare unitate de învățământ la începutul anului școlar. Prefectul de Olt a cerut verificări și în ceea ce privește starea tehnică a mijloacelor de transport școlar, dar și pregătirea corespunzătoare a șoferilor care urcă la volanul microbuzelor care transportă pe elevi. Se dorește ca prin măsurile ce vor fi luate să se evite pe cât posibil orice eveniment rutier în care să fie implicați elevii. În același timp trebuie să verificăm și să urmărim împreună cu cei de la Inspectoratul de Poliție starea tehnică a mijloacelor de transport, a faptului că cei care conduc aceste mijloace de transport îndeplinesc toate condițiile care sunt cerute, că mașinile sunt în stare tehnică bună. Silviu Neacșu a informat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural că a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale repartizarea unor noi microbuze școlare. Acestea ar urma să ajungă la școlile din județ cel mai probabil anul viitor. Am făcut demersurile necesare către Mederap și avem promisiunea Mederapului că vom mai primi câteva microbuze școlare, undeva în număr de în jur de 50. Va juca de asemenea să depuneți toate eforturile ca în cel mai scurt timp să avem asigurat, am citit raportul dumneavoastră, combustibilul lichid solid pentru toate unitățile de învățământ. Cele mai multe microbuze școlare aflate în administrarea unităților de învățământ din județ au o vechime mai mare de 5 ani, având la bord peste 100.000 de kilometri. Ultimele microbuze școlare repartizate școlilor din Olt, 30 la număr, datează din 2015.